Hai și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să discutăm mai exact să vedem ce facem cu caracterul nostru. O cu nivel 111 până la urmă. Asta e alchimia după cum știm. La iteme nu s-au punctat enorm de mult. Enorm, enorm de mult. Adică atât avem clopotul, avem ăsta cât de cât și în rest sunt iteme PVM care ne-ar ajuta cât să facem nivel 120. De acolo încolo ar trebui să investim. Cum armează să cer și sfatul vostru, părerea voastră, să vedem uh, chiar ce facem. Și în același timp vă mulțumesc pentru toată susținerea de la această serie și hai să vedem câte like-uri strângem la acest videoclip unde decidem viitorul caracterului. Noi când ne-am apucat am zis, Bă, frate, vreau să mă apuc și să facem uh, roate de excelente. Deci asta mi-era mie și de asta m am băgat destul de tare pe alchimie. Aveam o șansă într-adevăr să prindem ceva până la urmă. Adică dacă prindeam rubindul ăla, totuși a fost o încercare, deci a fost o încercare care nu m-a costat foarte, foarte mult. Și dacă reușea, deci bubuia. Deci bubuia contul. Deci eram la alt nivel. La fel și la excelent avem două de -astea. Pentru cei care nu știți motivul și pentru care facem videoclipul ăsta, pe live-ul de ieri al alteri, pentru că punem videoclipul ăsta sâmbătă, am dat în alchimie și am scos un minus de vreo 400 de onii pe două servere, într-adevăr. Deci 100 și ceva de uni am scos minus pe cel server, Sharon, și 300 legeri am scos aici, adică am ieșuat un ametiz din ăsta, am mai ieșuat ce... Deci asta e toată alchimia cu care am rămas total, total, total. Deci asta e toată alchimia ce avem. Avem două jade excelente de astea. nici... Deci... Frate, 150 de oameni, nu știu, mi se pare absurd total. Uh, am stricat și toate MD-urile, avem 2200, nu sunt uh, ale mele. E scoate la un băiat. Am dat la roată 18k de MD-uri. Am scos acadele, deci acadele avem. Deci 60, 60, 30, 32, 30, 3, 4, 5, 5 luni și ceva, 5 luni jumate avem acadea magică, deci avem de unde în PvP încât să ne ajute amulete nazar în continuare avem. Am mai scos 5 soțitori magici din care putem recupera undeva la vreo 2500 de MD-uri înapoi. Deci din cele 18.000. Bun, și am mai scos uh, coruri, iar coruri am scos bine, deci cam toate corurile sunt scoase acum din cauza că celelalte le-am scos și am făcut uh, alchimie din ele. Bun, Uh, stai, să, stai, așa, să vedem antice, mai avem. Normal am scos niște antice, dar nu știu dacă le-am scos toate. Nobil, 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 nobil. Da, astea aici sunt numai nobile, aparent. Nu știu unde sunt anticele. Uh, elixire, iară, s-o mai lua câteva, nu foarte multe. Alea nu le-am scos. Pastorea nu are rost să o calculăm. Deci astea din 18.000 de MD-uri am scos și încă 2 mani suplimentari. Deci trebuie să avem pe undeva doi meni. Deci, cum am zis, doi meni, o să iară, nu mai recuperează niște bănuțe, manuale fierar pe care o să le folosim. Noi avem destul de multe, deci chiar foarte, foarte multe, e foarte bine. Uh, pietrele nu o dată. Acum, pietre fermecate avem patru bucăți totale și mai avem încă două pe distribuie, adică în depozit. Deci avem șase pietre fermecate. Băi, super bine cu pietrele astea fermecate. Nu știu dacă am reușit să le vindem la români, că la turci nu știu dacă avem vreo șansă. Uh, și în rest uh, nu pot să zic că am mai prins ceva am niște schimbă de ăștia cu plus iar am mai prins niște schimbă normale, ia uite că avem câteva adaug bonus și cam asta îi, bun deci cum am zis, eu la început cam să ne lămurim ce s-a întâmplat pe live-uri că de acolo au pornit tot, de acolo am calculat modificarea pentru că nu a rost mie. deci e extrem, extrem extrem de greu încât să putem continua uh, după cum a stabilit de la început și nu vreau să oprim ce facem, știi? Și totuși vreau să avem o continuare. Din cauza că alchimia, stai să și calculăm, noi am calculat undeva că mi-a rămas aici, mai avem alchimie de vreo 900 de ori. Dacă facem un calcul aici, 120 cu 150, e, yeah, stai, logic, stai. Deci, 200, 300, 400, 500, 600, uh, 7, 8, ar fi 8-900 de uni, ea mai avea, am scăzut prețul la alchimie, nu mi s-a vândut nimic, Iar stai să vedem chiar cât avem, 20 de caca. Eu am calculat că alchimia pe mine mă costă, dacă o facem excelentă, din cauza că momentan e la supra, supra, supra preț, mă costă undeva la vreo 5.000 de uni. Bă, frate, 5.000 de uni numai alchimia. Deci 5.000 de uni numai alchimia. Dacă ar fi să facem banii ăștia, din vouchere, adică să bag bani în joc și să... Deci Marco costa enorm de mult, deci ar fi undeva la vreo 600.000 de MD-uri, deci gândiți în felul următor, 5.000 de uni, 5.000 de uni, așa, 5.000 de uni împărțit la 11,7%, 427 ori 1300. Deci m-ar costa 500... Păi, 550.000 de medeuri, Deci 550.000 de medeuri. uri m-ar costa să facem numai alchimia. Nu are rost. Nu are rost. Și după care, din cauza că nici nu se găsește, ai problema, nici nu găsești alchimie, o găsești cum o găsești și așa mai departe, nu pui chiar ce vrei tu. Vreau să punem în felul următor. Punem strălucitoare. Strălucitoarea, după calculele mele, mă costă undeva, strălucitor full, toată roata și să punem safirul excelent. La safir mă îndur să băgăm excelent fără nicio problemă, adică e destul de ieftin căutăm un safir de ăsta. Ăsta e super tare numai că nu avem bani. Nu știu dacă e online băiatul, VIP, VIP, uh, nu e online, deci 300 de oni, sura ninja War Băi frate, deci mi-e mi ciudă de, de... băi, crăp, crăp, dar n-avem ce face, aia, nu e nicio problemă. Deci alchimia m-ar costa undeva la vreo 1500 2000 de oani maxim și gândiți-vă că noi avem încă disponibil un 800 de uni din alchimia pe care o avem știi deci o putem calcula și așa deci imediat avem jumătate de roată disponibilă comparativ de alchimia full unde avem numai o piesă o piesă excelentă deci o piesă deci din cei 5000 de uni când ne-ar costa alchimia noi dacă scădem un 1800 am calculat eu că m-ar duce tot. Hai mă, în cel mai rău caz, 2000 de uE să mă ducă tot, da? Să mai trebuiască să facem încă 1000 de oi ca să punem alchimia toată. Bă, frate, ne rămân 3000 de ouă să ne cumpărăm iteme dacă ar fi numai din banii de alchimie. Și acum să o logic, frate. Ce iteme ne cumpărăm? Ne putem cumpăra de 3000 de oi? Deci alchimia e la suprapreț, e supraestimată, deci valoarea alchimiei este nejustificată din punct de vedere momentan, uh, la cum merge piața, la cum să vând lucrurile, la cât Yang este pe server. Yang o să fie din ce în ce mai mult, de pe shop o să se vândă și o să se facă Yang din ce în ce mai bine și odată ce shop-ul merge mai bine și faci mai mult Yang, prețul la chimie nu o să mai pară așa de mare, știi? Adică îți de acord să punem la un moment dat excelentă dacă e cazul dacă e cazul și continuăm proiectul și ne place seria și așa mai departe. Că poate veni și reversul medaliei, cum s-ar zice, și să nu ne mai placă și să se deschidă un server nou și atunci să zicem ok, pac, dăm jos alchimia, cu clești facem content, deschidem, o dăm jos și ne apucăm pe alt caracter, știi, cam asta ar fi cealaltă variantă disponibilă ne putem gândi și la asta pentru că noi am făcut multe serii până acum și fiecare serie au avut un început și un sfârșit, dar un început și un sfârșit pe care nu l-ai putut uh, estima când ar fi. Așa că o să fim ceva mai cumpătați și o să punem strălucitoare și cu una, două piese excelente, cine știe, mai pune ceva pe acolo. Dacă unde e rubinul, unde e diamantul, frate, jadul, nu știu frate, sex, ăsta cum îi zice, uh, onix, onyx iar îs extrem, extrem, extrem de scumpe și, băi frate, la început de server. Dacă încă poți să-l numești aproape început de server, că e numai de serverul. Deci, nici, nici nu scot banii, nu, nu scot banii, presupun eu, adică mai mult content am putea face să echipăm acum strălucitoare, ok, vedem că și celelalte mai accesibile, facem altă rata sau modificăm pe rata actuală, deci încă să fie un pic de progres. Și vreau să facem asta fix din cauza să nu ajungem ca și la celelalte serii. La celelalte serii am ajuns cam cu fiecare la un blocaj. Din cauza că mi-am pus niște targeturi care nu le-am putut îndeplini și au cam fost necesar suspendarea serii, Cam aia au fost ori suspendare, ori videoclipurile Uh, o devenit monotone fix din cauza că trebuia să facem niște lucruri total monotone pentru a realiza, a ajunge mai aproape de targetul nostru stabilit, Și dorim să nu se întâmple și aici uh, la fel. Pentru ca seara să vă spun sincer, bă, frate, vă frate, să o văzut și pe live, să vă văzut și pe videoclipul, puteți căuta pe canal. Bă, n-a fost. Deci, deci n-a fost ok. Deloc, deloc, deloc. Cred că fix de asta mi s-a întâmplat, așa, să ieșuieze mult alchimie. Bă, dacă ieșam pe 0, ok, calculam, bă, suntem pe zero. nu știu ce. Uh, relativ, am fi pe 0, am fi încă pe plus, adică toți banii, majoritatea banilor au făcuți din profit de alchimie, știi? Deci și asta o putem calcula. Deci ce am pierdut, am făcut ultimele zile profit din alchimie, nu e problemă. Am pierdut câteva zile, aia a fost, am pierdut câteva zile și bă, e, dar totuși să pesc câteva zile în câteva minute, e drastic, e drastic. Și asta numai din cauza că vreau să recuperăm, să facem excelente, să... Ok, dacă ne resumăm la strălucitoare, eu zic că era șumătate, rota poate chiar mai bine, deja echipată, deja echipată, deci... Dar se pare că nu o fost să fie. În continuare, o să dăm în alchimie, deci să dăm în alchimie. Nu, nu doresc să mă opresc, dar la început de serie mi se pare că am fost mult mai calculați. Adică nu am dat în alchimie dacă nu mi s-o meritat. Deci îmi făceam calculele, ok. Acum gândiți-vă următor, cumpărăm opacele cu vreo 50% mai scump și vindem strălucitoarele cu 20% mai ieftin. Deci, randamentul, păi, dezastru, dezastru. Deci, doamne, mulțumesc că am făcut profitul atunci când asta și asta, asta, asta ne-a luat valul, deci ne-am tădus și n-am făcut nimic, am pierdut, am pierdut mult. Cazul în care o să mai fie o oportunitate de asta în care merită la alchimie mult, da, da. În continuare o să dăm în alchimie, o să facem content cu alchimie, dar cât timp nu, o să facem cu altceva. O să începem și noi cu bișnița, este să te și timpul. Am văzut că urmează un nou update, o să așteptăm să primim mai multe informații, să vedem clar ce cu el. În același timp, uitați, videoclipul ăsta eu îl fac vineri după masa, după ce am făcut extragerea la giveaway de pe uh, celălalt canal. Nu vreau să lucru la shop până săptămâna viitoare. Deci până săptămâna viitoare nu lucrăm la shop-uri, lăsăm așa, dacă se vine ceva foarte bine, fai o bucată mi-a dat ăsta. Hai să schimbăm ce hașumă mă, ca să găsim unde e de regatul nostru măcar. Și să încercăm să facem, nu știu, să zic un 5-10% frate pe zi uh, din bișniță. Ar fi extraordinar de bine. Deci chiar ar fi extraordinar de bine să facem bănuții ăștia. Și în momentul în care chiar să vedem că -i continuu, uh, vin continuu bănuții ăștia să începem să facem alchimia, să cumpărăm alchimia sau să dăm flăcări, cine știe, dacă găsim un excelent la rubin mai ieftin, iar și prin niște flăcări mai ieftine, cu tot dragul dăm și încercăm să facem excelent full, dacă e cazul, știi să zic, bă, astăzi profitul de pe două zile, da, ok, sau depozit. sau cine știe ce prinde la bișniță sau vând ceva și pac, pac, Bă, asta da, nu mai stă, frate, i-am dat focus, dar păi merge în toate părțile. Mi-am dat focus degeaba, cred. aparent apare tăi e gol. Nu știu dacă are rol logică să lăsăm aici, dar cine știe. Măcar bate singur. Potem face măcar un dioxid aici, dacă bagă distrugători de ăștia. apare bate chiar, chiar continuu. Deci bate chiar continuu aici, avem 140 de besuri astea. Oh, bun, 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 hai că le-am băgat și alea. Că încet, încet îmi face și nivel. Hai să băgăm și petul. Care, nu știu dacă o să moară, abar n-am de vreme nu suntem noi acasă, dar nu ne mai interesează de pe petul ăla. lua noi un pet cândva, când a fi cazul. Oricum, până la următorul update, nu știu când o să se implementeze, dar sper să fim între nivel 115 și 120, cam acolo îmi doresc și... Dacă reușim, ar fi proata full de alchimie, până la următorul update, da? Cu strălucitoare. Deci, cu strălucitoare. Consider că tot așa când facem un 2-300 de ori, că îi facem, știi? Îi facem. Deci nu e problemă. Eu zic că bă, aia rezolvăm, îi facem dacă ne implicăm și așa mai departe. Uh, cum facem oanii? Pac, am pus ceva pe noi și să începem după să cumpărăm iteme PVP, am primit niște oferte pentru Titanul ăsta. Deci Titanul ăsta am văzut că lumea a început să-mi dea oferte pe el. Uh, noi am dat 2 70 și cea mai mare ofertă au fost 50 de ani de la un turc. Care dacă îi ziceam 70, cred că îmi dădea acum bani, dar am zis că vă, încă nu. Din cauza că îmi place destul de mult și e posibil să-l facem pentru noi. Dacă se vinde la 80, rup, să meargă, dacă nu, rămâne pentru noi. În rest, o să cumpărăm și clopot, și evantai Am văzut, frate, m-am uitat la șamani pe YouTube. Păi nu toți șamanii care îți pe smeu folosesc clopot, cu totul că ai un bonus. Deci zice bonus clopot la skill bonus clopot. Îți bonus frate care bagă și cu evantai. Vânător, mai avem aici o bucată. Mai avem o piatră magică, cum am zis, Dou a zis Alia. Două antici. Hai să deschidem aici pe live. Deci, astea poate numai sunt. Granat Antic și cu Safir Antic, mamă, frate, cel mai bune. Și cam astea mai ies anticele pe care le avem. La legendare nu cred că mai este nimic. Fac. Bun. Deci cam asta, oi. Ia că bagă și Metina aici. Wow! Foarte tare. Doar metine. Băi, ok. E ok locul, chiar îmi place. Rămâne aici. Bate el mai puțin, dar bate. continu mai vă aștept cu părerea voastră în comentarii. Trebuie luat în considerare că nici nu-s jucător de mit, că nici nu mă știu juca încă să dabă, bă, să am un plan. Pac, 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 nu frate, eu m-am luat și m-am dus aiurea și acum vă că am dat cu bâta în altă și cam aia e situația, știi? Deci aștept și sfatul jucătorilor care mai și joacă una ăsta o dată, dar apoi două, frate. L-am mâncat, deci dacă mă mânc acum, în cui. Nu. Ia înapoi do și mie. Nu vrut. Am făcut niște bonus din evenimentul ăsta că cumpăra banunchiuri și după aia vindea mai scump. Aici ce a fost destul de bine. Hai să vedem. facem margint măcar. Ia. Și dacă facem argintul și deschidem. Pac, am și am făcut 22 de fragmente astea misterioase. Avem pentru... Mamă, nu cred, frate. dai 2 băi, incredibil. Incredibil jocul ăsta. E incredibil, luat cu bronz. Tare rău. Aiure. Deci din astea 20, 22 de fragmente, o să putem face două cufere pet, din care putem lua cu de ăsta ce adună. Itemele, nu știu, mai face mai multe cufere, că cine știi, bun și aici un adunător dintre ăsta. Dacă atât n-am făcut caracterul, poate luăm și folosi cât o fi în repaus, cât a fi în PVP contul. Bun, rune am, pus la dune acum, că nu le-a durat, deci până acum nu le-a durat, era blocate din permisul la pradă. Bă, neapărat trebuie actualizat permisul la pradă, că e dezastru, frate, deci chiar e dezastru, nici nu cred că este ghid pentru el. Da, băieți, cam, cam atâta. În mare parte sper că s-a înțeles, deci seria, doamne ajută, o continuăm, uh, numai că... Bă, n-ai cum să-i pui excelent direct în început. Deci chiar consider că mi e mult prea greu. Gândiți-vă, frate. Deci, roată de excelente să coste în jur de 5-600 de mii de MD-uri e imens. E foarte mult. Deci, punem excelentă, facem iteme, dăm PVP și ne distrăm, ne simtem bine. Sper că v-a plăcut. Ne-am următorul. V-am Ceau, pa, pa.